Un bărbat s-a adus la Dumnezeu și l-a întrebat: Doamne, cât valorează viața mea? Dumnezeu i-a dat o piatră și a răspuns: Află valoarea acestei pietre și încearcă să nu o vinzi. Omul a luat piatra și a plecat. Pe drumul său a întâlnit un bărbat care vindea portocale, așa că l-a întrebat pe acesta cât crede că valorează piatra lui. Vânzătorul a luat piatra strălucitoare, a analizat-o și a spus: Păi, îmi dai piatra și eu îți dau la schimb 12 portocale. Bărbatul și-a cerut scuze și i-a spus că Dumnezeu i-a cerut să nu o vândă, așa că a plecat mai departe. După un timp, a întâlnit un vânzător de legume. Cât crezi că valorează această piatră? A întrebat bărbatul. Vânzătorul a luat piatra, s-a uitat la ea și i-a spus: Îți dau un sac de cartofi la schimb. Omul și-a cerut din nou scuze și i-a spus că nu o poate vinde, apoi a plecat din nou la drum. După un timp, a ajuns în fața unui magazin de bijuterii. A intrat și l-a întrebat pe bijutier cât valorează piatra lui. Bijutierul a luat piatra, a analizat-o cu mare atenție și i-a spus: Îți dau 50.000 de dolari pe această piatră. Când bărbatul a dat din cap, bijutierul a spus: Bine, îți ofer 500.000 de dolari, numai dă-mi piatra. Omul a explicat că el nu poate vinde piatra și a plecat din nou la drum. Peste puțin timp, el a dat de un magazin cu pietre prețioase. A mers la vânzător și l-a întrebat care este valoarea pietrei lui. Omul a luat piatra, a pus-o pe un material din catifea și a analizat-o cu mare atenție. De unde ai piatra asta neprețuită? A întrebat el. Chiar dacă aș vinde întreaga lume și toată viața mea, nu aș avea banii necesari pentru a cumpăra această minunăție. A adăugat. Uimit și confuz, omul a revenit la Dumnezeu și i-a spus ce s-a întâmplat. Acum, Doamne, spune-mi, cât valorează viața mea? Dumnezeu i-a spus: Dragul meu, răspunsurile pe care le-ai primit de la vânzătorul de portocale, vânzătorul de legume, bijutier și vânzătorul de pietre prețioase explică valoarea vieții noastre. Ai putea fi o piatră prețioasă, chiar neprețuită, dar oamenii te vor aprecia în funcție de nivelul lor de informații, de încrederea pe care o au în tine, de motivația lor, de ambiția și riscul pe care și-l asumă în relația cu tine. Dar nu te teme, cu siguranță vei găsi pe cineva care își va da seama de adevărata ta valoare.